Salut, salut, hai să facem în acest filmuleț un BIM, B-E-A-M, B -E -A -M. nu BIN, pentru că BIN înseamnă fasole, iar noi nu facem fasole, noi facem o rază, o rază de soare, o rază de curcubeu, o rază de laser, un fascicul de lumină dintr-o parte între alta. E tare, nu? Aici poți să pui ce vrei tu, eu am ales să fac un curcubeu, dar tu poți să pui chiar numele tău, dar chiar, ce ai face tu cu un astfel de BIM în jocurile tale? Eu știu ce vreau să fac. Uite, eu vreau să fac în filmulețul următor să scriu logică ca atunci când omul trece prin laser să fie distrus și să fac pereții să se miște ca în filmele alea cu acțiune. Ia uite cum mișcă ăsta. Vum, 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 vum. Oh, oh, oh. Ia uite cum se îndoie BIM-ul ăsta. Bimule, gata, a căzut. A căzut un perete. Hai să cadă și al doilea perete și să ne apucăm de lucru. Ca să faci un bim, ai nevoie de două puncte de care să agăți raza, nu? Așa că, uite, o să adăugăm și noi două cărămizi. O să le fac un pic mai înalte ca să fie raza mai mare. Și între aceste cărămizi o să băgăm noi o rază de speranță, o rază de lumină. Cum facem asta? Trebuie să adăugăm un beam. B E A M. Și aici scrie în engleză makes beam between two attachments. Adică în franceză asta înseamnă creează o rază între două atașamente. Opa, stai așa un pic. Pentru că noi avem aici două cărămizi, nu avem atașamente. Ce la atașament? A, T, T. A, A uite ce la un atașament. Deci, într-un part, băgăm un atașament. uite la aici, foarte bine. Adică noi spunem, băi, vezi că de partul ăsta o să atașăm noi ceva. E ca un cuier, când ne punem noi haina în cuier. Și de partul celălalt, ce o să atașăm? Încă un atașament. Bun, și acum hai să adăugăm un BIM. Uite, o să-l adaug aici în Workspace. Bam! Bam, bam! Și acestui BIM, în proprietățile lui, în proprietățile acestui BIM avem de configurat atașamentul 0, adică dau click aici și spun în ce cuier la agăț eu pe bimul ăsta și zic în atașamentul ăsta de aici. Bun. Și atașamentul 1, adică celălalt cuier din partea ailantă, este atașamentul de la cealaltă parte. Și mi și ieșit ceva de genul ăsta. Asta este raza. Asta este raza noastră, da? Acum, ce proprietăți mai avem pe aici? Light emission. Adică, dacă vrem să emită lumină sau nu. Păi, să emită. O culoare. Hmm, verde roșu. Dacă o să-l fac laser, o să-l fac roșu. Acum vreau să-l fac mare, să fie așa ca un tablou. Asta o fac de la with 0 și with 1. Adică mărimea 0, mărimea 1, Deci sunt două mărimi. Ce să mai hai să dăm și noi un număr, uite 20. Hmm, cam mult. 10. Bun. Și observăm că într-o parte e mărimea 10, într-o parte e mărimea 1. Dacă o facem și pasta asta 10, o facem așa frumos, dintr-o parte într alta aceeași mărime. Dacă vrei să o faci curbă, uite, ți aici la Curve Size, Curve Size 0, Curve Size 1. Hai să vedem exact cum apare de sus, ca să ne dăm seama exact cum lucrează curbele astea. Deci, una dintre ele se referă la marginea din o parte, din stânga sau din dreapta, în timp ce cealaltă se referă la cealaltă margine. Uite, pot să fac așa ca o litera S sau fără curbă o las 0. Pentru lasere cred că e mai interesantă să fie la mijloc, să nu aibă curbe. De unde bag laserul sau curcubeu sau ce imagine vreau să bag? Păi de unde altfel decât din Toolbox, cel mai ușor, căutăm imagini și aici caut rainbow, curcubeu. Ca să punem o, o imagine, asta o băgăm la texture. La texture sau texture putem să-i adăugăm fie o imagine din calculatorul nostru, dar pe care va trebui să o aprobe Roblox, ceea ce e un pic am riscant, că Roblox nu aprobă orice imagini și atunci te trezești, a doua zi că nu-ți mai merge imaginea ta în joc, sau cel mai sigur iei o imagine deja existentă din librăria Roblox și trebuie să-i dăm aici legătura către acea imagine, care este calea pe internet către imaginea aia, deci URL. Asta înseamnă calea pe internet către acea imagine. Cum găsim noi URL? Păi dacă mergem la un rainbow... Mergem aici pe plus, dăm aici pe astea trei punctulețe și uite, zice copy asset URL, adică copiază URL-ul acestui bun, acestui asset. Am pus-o la baseplate, scuze, la BIM. Vreau să o pun aici, URL, click dreapta, paste, enter. Stai să o șterg de aici din baseplate. Din greșeală am adăugat-o eu în baseplate. Selectez aici imaginea asta de sub baseplate și dau delete. Wow! Destul de interesant. Dar de ce nu e curcubeu? Oricum arată super tare. Super, super tare. Dar de ce nu e curcubeu? Ia să vedem. A. Ah. Culoare. Hai să-i dau alb. Aha. Deci de la culoare, da? Băi, ce tare chestia asta cu roșu. Ia să vedem cu albastru. Ha, uite că influențează cumva. Și e super tare că se deplasează. Se deplasează pentru că avem aici viteza, texture, speed. Viteza texturii. Oh, e maxim. Tup, 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 încetinim, încetinim, încetinim până <laughs> o ia curcubeu în direcția cealaltă. Și cam, cam atât. Atât de simplu este să faci un BIM. Dacă am mai știm să mai și programăm capetele să le mișcăm pe unde vrem și să mai programăm și unda de laser să ne distrugă atunci când ne atinge, cred că putem să facem lucruri destul de interesante. Sau măcar să le programăm pe astea, să se miște pe aici. Tu ce zici că am putea să facem cu chestia asta prin jocurile noastre? Știi că am putea să facem orice, că putem să programăm orice. Așa că nu-ți fie teamă și vină cu cea mai trăznită idee. S-ar putea să o facem. Scrie-ne în comentarii și nu uita să dai subscribe ca să vezi când facem ideea ta.